Deputatul PSD Mehedin Alin Chirilă a dat dovadă de implicare și devotament pentru cetățeni, fiind unul dintre cei mai activi parlamentari. Un subiect important în aceste zile a fost descentralizarea fondurilor din PNRR, astfel că, datorită insistenței socialdemocraților, banii europeni vor fi mult mai aproape de nevoile comunităților locale și ale cetățenilor. PNRR va fi principalul motor de dezvoltare al României în perioada următoare, iar victoria socialdemocraților prin care au reușit descentralizarea banilor europeni este cu atât mai mare. Alin Chirilă, politicianul mehedințean, a reușit să aducă proiecte importante pentru dezvoltarea județului nostru atunci când a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, iar acum face o treabă excelentă în Parlament pentru români și pentru România. Deputatul socialdemocrat a declarat în Parlamentul României faptul că Partidul Social-Democrat va îndrepta toate nedreptățile făcute de guvernul Câțu și va modifica lucrurile bizare pe care guvernul de dreapta și le-a asumat prin PNRR. Cu implicarea Partidului Social-Democrat, Programul Național de Redresare și Reziliență va deveni cu adevărat un proiect benefic pentru cetățenii din țara noastră. Aș vrea să clarificăm niște lucruri pe care cred că toată România ar trebui să le știe. Una din întrebările mele erau legate dacă guvernul și-a asumat prin PNRR creșterea vârstei de pensionare în România. O altă întrebare era dacă guvernul dumneavoastră și-a asumat prin acest PNRR înghețarea pensiilor pe o anumită perioadă. Totodată vă întrebam dacă acest PNRR prin negociere s-a asumat creșterea taxelor pe proprietate la persoanele fizice sau impunerea impozitului pentru activitățile din domeniul IT. Vreau ca toată România și toți românii să știe ce ați negociat dumneavoastră, guvernul Câțu, nu dumneavoastră, domnule, stimate domnule coleg, ministru secretar de stat, guvernul Câțu a negociat asta și vreau să vă întreb cum ați făcut asta în numele tuturor românilor. Mulțumim lui Dumnezeu că astăzi există un ministru PSD, ministru Budăi, care vreau să-l felicit pe această cale pentru fostul mandat și activitatea care a avut-o în guvernul PSD și că a stopat la momentul acesta aceste nedreptăți. Să nu uităm că prin PNRR România ar trebui să aibă proiecte care să angajeze benefic resursele financiare pentru noi toți. Descentralizarea gestionării banilor din PNRR va permite autorităților județene și locale să-și asume și să implementeze proiecte benefice comunităților locale, fără ca investițiile să mai fie blocate de lanțul birocratic sau de diverse interese politice de la București. PSD a obținut o mare victorie, astfel încât fondurile destinate investițiilor cu impact asupra dezvoltării regionale vor fi gestionate de agențiile de dezvoltare regională. Cetățenii vor beneficia mai rapid și mai eficient de banii europeni care vor veni în România prin intermediul Programului Național de Redresare și Reziliență.